Republica Moldova celebrează 20 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate. 23 iunie curent, întreaga republică sărbătorește existența statalității ca țară independentă. Majoritatea intervievaților de către echipa Flor TV nu sunt la curent că la această dată se celebrează ziua adoptării declarației de suveranitate a Republicii Moldova. Deci la curent ce sărbătoare este astăzi? Eu știu ce sărbătoare funebră a fost ieri, 22 iunie, și a fost o zi funerară pentru tot poporul ex-sovietic. Astăzi, nu cred că știu. Suntem la curent, astăzi este ziua adoptării suveranității Republicii noastre ca stat. Nu suntem la curent. Astăzi se împlinesc 20 de ani de când a fost primită declarație despre suveranitatea Republicii Moldova. Nu știu. Nu știți? Nu știm. 23, nu știu. Importanța acestei zile este strâns legată de existența statalității unei republici. Cum crezi, dumneavoastră, prin ce este importantă această zi? Această zi este importantă prin faptul că, într-adevăr, Moldova trebuie să fie o țară suverană, independentă și, da, este importantă ziua. Ne-am afirmat ca un stat integru întreaga lume. Consider că pentru Moldova este o sărbătoare deosebită, în primul rând dacă pornim de la cuvântul suveran. Deci e vorba de libertate, e vorba de a începe, a porni, a trăi un pic altfel. Cum crezi dumneavoastră, cum ar trebui de celebrat această zi? De organizat o depunere de flori, de organizat unele manifestări, de pus la curent unele, de adus la curent unele organizații, unele întreprinderi de însemnătatea zilei de astăzi. Deci trebuie de celebrat următorul format, de a merge la lucru și de a face exercițiul funcției așa cum trebuie. Ar trebui celebrată această sărbătoare ca una dintre cele mai mari, să fie cunoscută întreaga țară, de la mic până la mare, despre importanța acestei zile. Consider eu, ar fi bine ca să fie celebrată, să fie marcată așa cum se marchează, de fapt, cele mai importante sărbători. Ar fi bine să fie și depuneri de flori, ar fi bine să se organizeze diferite manifestații ca de la mic la mare să simtă această sărbătoare cu adevărat. Declarația de suveranitate a Republicii Moldova a fost adoptată pe 23 iunie 1990 de către deputații Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Documentul prevede că suveranitatea este o condiție firească și necesară pentru existența statalității Republicii. Acesta a stat la baza elaborării Constituției Moldovei.